Silviu Munteanu și prietenii săi Podcast Nu Futilități Și s-a mai dus un octombrie în viața noastră Bună seara, Silviu Munteanu Sunt la această de seară În vastele studiouri Radio 7 Pe 103.4 Suntem și live pe YouTube Pe canalul 13 TV Sigla cu pisica neagră Dacă tot vă uitați la noi Un subscribe și un like Ar fi foarte apreciate și ne-ar face mai vizibil, ridică cortina în această seară <laughs> pentru prietena mea, Eliza oh, Pauna, da. actriță, regizoare Bună seara! Ce mă bucur să te văd, ai văzut cum fac fetele la Hollywood? Ce mă bucur să da, te văd, de deci că nu am mai văzut Băi, da, chiar vorbim de ceva vreme să ne vedem aici uite că n-am apucat, dar cum îi zice, vicisitudine vieții sau acest manual la întâmplărilor a făcut să ne întâlnim pe stradă să trecem unul pe unul, ce faci, ce faci hai să da, ne vedem da. aici ce Era cât pe ce să trecem pe stradă unul pe lângă celălalt fără să ne vedem, de fapt. Am un Era... mers prost pe stradă, întotdeauna mă grăbesc, mi se pare că lumea se mișcă mult prea încet și sunt în gândurile mele și nu prea și observ fel, stânga Și dreapta. eu la fel, da. da. Sunt foarte concentrată pe un subiect, vorbesc cu mine acolo. Nimic îngrijorător. Da, nimic. Îngrijorător. <laughs> <laughs> nu, nu, doar eu cu mine, nu. <laughs> da. Ce faci? Uh, bine, bine fac. Trebuie să povestesc tot eu, uite încep tot eu Trebuie să povestesc cum ne-am cunoscut Că mie mi se pare acum, privind retroactiv lucrurile, foarte funny și foarte hilar uh -huh. uh, A fost un moment în viața mea, au fost mai multe, dar ăsta a fost unul dintre ele În care aveam două joburi uh -huh. Și pentru unul din joburi presupunea să mă trezesc dimineață uh, Celălalt mă aducea acasă pe la 4 dimineața, am avut o perioadă asta, în fine working class hero, să am și un cântec. Da. Și uh, era un job care nu îmi plăcea foarte tare. Uh -huh. uh, și nu mi plăcea foarte tare nu neapărat tehnic, căci mă ocupam de partea tehnică, ceea ce presupunea, putem să spunem, că, trăgeam niște desene animate, dublam niște voci, tu, eu mă ocupam de partea tehnică, am o problemă când sunt foarte mulți oameni și trebuie să reacționez cu foarte mulți oameni. În același timp devine stresant pentru mine și prefer mai mai răuț că e mai drăguț. Uh, și cumva în jobul ăsta trebuia să lucrăm și contratimp. Da. da și atunci a, ai apărut tu, care dublai vocile de desene animate, uh, ce era foarte important în, în partea tehnică a lucrurilor era ca... Uh, vorbele tale să se sincronizeze în tocmai pe mișcările gurilor personajelor desenate. Uh -huh. Și dintre toată lumea cu care am lucrat acolo, <laughs> tu ai fost singura care nu numai că mi-ai ușurat munca, mergând totul strună din prima, iar nu am rămas ca prostul, dar am avut în nenorocirea loc. acum sună prost că mă plâng, dar în fine, nu despre asta era vorba, am avut uh, un contact la ceas de dimineață, da, la, între prima și a doua cafea, cu excelența. That's what the fuck? <gri> Dar și tu te-ai descurcat foarte bine. Eu mi-am că te-am întrebat atunci și spuneai că pentru prima Că e ruși să, mă... să, nu mă enervezi. <gri> 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 și mi se părea că te descurci foarte bine. Da, m-au iubit inginerii de sunet, dacă putem să le spunem așa, oamenilor cu care am lucrat și regizorilor. De la dublajele de desene animate. Uh, am experiență în chestia asta și de aia. Um, am făcut uh, voce de reclamă de când sunt mică, de la șase ani. Am făcut primele reclame. <coughs> Tot ce a fost uh, în anii 90, uh, Coca-Cola, uh, uh, Johnson Baby, când a apărut șamponul uh, Johnson tâns. Baby, un de, lemn de la bunica, când a apărut prima oară reclamă, un delen de la bunica, să pentru masă. Eu aveam 8 ani și am făcut vocea. Ai ușor gâjâială, s-ar putea să se potrivească de minune. Hai <laughs> că și cu siguranță să te fi auzit pe acasă. Adică, da, am. sau a rămas celebra reclamă, oamenii o recunosc și acum, de la Dr. Otker, cu de când s-a apucat tata de gătit. Era o reclamă în care întrebam cât de mare o fi un nou mic, care e diferența dintre un praf de copt și original bachin? Prin ce minune se întărește frișcă asta? Cum destau toate căpșunile pe prăjitură? Și mai ales de când s-a apucat atât de gătit? Și lumea recunoaște reclama, așa cum asta a fost făcută prin. Da, un copywriter avem pe vreme. <laughs> Da. Deci um, am avut experiență în asta și atunci, um, apoi, în timpul facultății, am început să fac uh, dublajul de desene animate pentru care am fost entuziasmată atunci că, iată, un job. Da, a o <laughs> rutină Nu a fost neapărat problema de rutină plicticoasă, ci pentru că am devenit așa ușor nemulțumită de ce iese. Oricât de mult îmi dădeam silință, găseam tot timpul ceva ce nu se potrivește. De exemplu, faptul că înregistrăm personajele separat, nu? Nu ne răspundem unii altora. Da, corect. Nu se putea tehnica asta. Nu se poate tehnica. Uh -huh. Îmi pare rău, nu vreau să vorbesc. Se face treabă multă și e foarte greu ce fac oamenii care au jobul pe care l-ai avut tu. Uh -huh. mi se pare foarte greu să fii la butoane acolo. Uh, e distractiv aici, pe partea mea, uneori. Um, dar am avut și câteva uh, desene băi animate. Care... cu talent, așa, să scute băi lupta de clasă. <laughs> Da, la noi aici e distractiv. Ce nu era distractiv era că uh, studioul la unde lucram nu era departe. Oh, am oh. prins o eclipsă de soare acolo. Serios? Da, a fost una din... Cred că ultima eclipsă de la București de soare acolo am prins. Cred că nu eram în stare să văd nimic, oricum. Atât de somn nu mi-era. Măi, trebuie să te întreb asta. Da. Frumoasă meserie ai. Pestriță lume. Uh -huh. Cum e viața de actor? În... A ta, cum e viața de actor în România? E destul de dură. Mie poți să-mi spui, Elisa. Acum, în momentul de față, dacă fac așa o retrospectivă, cade mai greu ce-a fost mai greul decât frumosul, din păcate, pentru mine. Adică a fost mai mult greu decât bine. Mhm. Mm No. Păi și dacă pui în contrabalanță uh, câteva highlight-uri pe care le-ai avut tu cu tine pe scenă, să spunem, nu? Ba da, ba da, ba da, dar uh, și consumă foarte mult din mine. Da, na, asta e uh, un antrenament al meu pe care, la care lucrez cât de mult să consum. Uh, e o treabă pe care o tot uh, readuc aproape că m-am plictisit eu de câte ori am spus-o la microfonul ăsta de o poveste care îmi place. Uh, un prieten de-al meu uh, a făcut un interviu cu Beth Hart uh -huh. și uh, Beth Hart avea o piesă, E mai One? E și pe YouTube mare interpretare, de mii de viuri, de milioane. Uh, treaba este că ea de câte ori cânta acea piesă, piesă live, fiind bipolară, uh -huh. trebuia să intre în vintrele ei ca să scoată maximum de performanță, știi, ceea ce era absolut traumatic, traumatizant pentru ea și reușea să facă două săptămâni de la când se întâmpla această piesă, două săptămâni nimeni din stafful de turneu nu se mai putea înțelege cu ea. Uh -huh. Pentru că o măcina atât de tare și fiind și tipul ăla de vulnerabilitate de artist, motiv pentru care a scos piesa din setlist și nu o mai cântă, pentru că trebuie să fie totuși o armonie între ea și echipă și așa mai departe. Câte complicat e la tine, actul ăsta de a intra în personaje? Um, da, adică nu sunt neapărat de acord cu a chinui oamenii din jur din cauza profesiei tale sau am mă chinui pe mine. Nu sunt de acord cu am da sufletul acolo pe scenă pe, de dragul artei. Um, și atunci de aia e nevoie de un antrenament, de, nu știu, de a de mai demitiza acestă, această profesie din când în când. Adică, hai serios, că nu salvez lumea, nu operez pe creier, nu fac lucruri chiar atât de importante. Nu sunt sigură că. Ba, lumea eu cred că faceți lumea mai frumoasă și e importantă, în fine. Nu sunt un super erou uh, al lumii, deși mi-ar plăcea să fiu, nu, nu sunt, uh, așa că trebuie să mai scad un pic uh, egoul în ceea ce privește, cred eu, uh, profesia mea și să mă comport cât se poate de normal și să mai fiu și lucrătoare, muncitoare. Uh, uh -huh. Acum am venit, uh, mi-am pus uh, costumul, mă pregătesc de asta, am textul învățat ce trebuie să știu textul, și să nu lovesc decorul, și să am grijă de partener. Nu. Atât de Ar putea fi atât de simplu, dar nu e. Da. Știi de ce? Uite, e important asta. Întotdeauna mi s-a părut, de pildă, că este mai ușor să joci dramă decât să joci comedie. Uh -huh. Mi se pare că actorii care reușesc să le joace pe amândouă, ăia sunt într-adevăr actorii, actori. Și care reușesc mai mult decât atât, sunt actori care se joacă pe ei. Da. Benini, hai să zicem eu un, un exemplu Roberto Benini, zici? Da, uh -huh. el se joacă mereu pe el E amuzant, e funny uh -huh. Dar da, e tot el Sau uh, Jack Nicholson Jack Nicholson tot pe el, se joacă în orice film Că e dramă, că nu e dramă, este Jack Nicholson, ok? Uh, și sunt actori gen uh, na, Al Pacino, care joacă roluri uh -huh. Sau uh, Cum îi cheamă, băiatul ăsta din Fight Club zi, Nu Brad Pitt a, celălalt. În fine, uh, ai înțeles ce te-am întrebat. Uh, da, da. Uh, eu nu cred că există așa niște personaje, un personaj lângă mine și mă îmbrac în pielea personajului și acum devin altcineva. Uh, pe scenă este personajul prin care vorbesc, tot eu vorbesc prin el și este o extensie a mea. Și îmi mm -hmm. găsesc întotdeauna puncte comune cu -ți. sunt mult, mult, sunt o persoană mult, mult mai complexă decât știu eu despre mine. Iar restul personajelor pe care le interpretez sunt extensii ale mele. Păi asta te întrebam de fapt, că sunt niște uh, clinciuri acolo pe care trebuie să le extragi din personajul ăla și să le mulezi pe personalitatea ta ca să-ți să, să treaba, nu? Mm -hmm, da. <coughs> trebuie să trec prin filtrul meu personal uh, problemele personajului sau, nu știu, situațiile lui știi cum sună ce ai spus tu mai devreme? Ca la doctor. Da? ai o, Ești chirurg, ai de mii de cazuri, de care mai de care mai complicate, n-ai cum să empatizezi cu toate că ajungi la nebun și atunci ajungi într-un soi de... Da. Din păcate sau din fericire, nu interpretez chiar atât de mult, de încât să zic. nu mai pot. <laughs> da. Nu sunt. <laughs> N-am ajuns acolo. <clears throat> ai trecut la teatru de păpuși acum. Uh, teatru... <clears throat> Nu, teatru de păpuși, eu l-am făcut încă din facultate, uh, iar acum sunt. Aia apă -ai cafea, dacă vrei da, să. Vede. Sunt uh, actrița angajată la teatrul pentru copii și tineret gong din Sibiu. Ceea ce înseamnă nu doar teatru de păpuși, eu n-am făcut, eu nu numesc teatru de păpuși, eu îl numesc teatru de animație, uh, eu nu am mai făcut teatru de animație de atunci din facultate. Um, și atunci tot uh, poate să fie teatru dramatic, chiar și pentru copii și adolescenți unde avem parte de subiecte cât se poate de serioase hmm. pentru că uh, lumea zice că teatru de copii a, e un teatru, giti, ghiții, ghiți, ghiții ghiți. um, nu uh, de exemplu am avut acum o premieră da, săptămâna trecută uh, spectacolul se numește Bibi este scris de Mihaela Mihailov și Radu Apostol Uh, ei sunt cei care au înființat uh, uh, Centrul de Teatru Educațional Replica din București și au scris un spectacol, Radu Apostol la și uh, regizat, uh, despre o școală în care, care urmează să dispară, să se închidă, în care mai învață un singur elev, o școală dintr-un sat. Și este inspirată dintr-un fapt real și cu profesoara acestui elev care încearcă să-l trimită la liceu mai departe. Am înțeles. Este un subiect, mă rog, e un spectacol pentru adolescenți. Pentru adolescenți, pentru copii de peste 10 ani. Este un subiect serios, sensibil, cu. Stângist. Cu mult umor, dar e foarte actual. <coughs> Și nu. Mai în am dat o prietenă. Voia să pună la cale un. Teatru de, 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 cu păpuși pentru adulți, dar nu în, în zona sexuală. Era voia să ia o carte al un cred, Michelul Beck uh -huh. și să, să fac o piesă. Mi s-a părut foarte interesant, îmi pare rău că nu s-a dus proiectul la capăt. Plus uh, că. scuzam? Da, nu știu, și mie mi se pare interesant. Ce e complicat, dezavantajos, este că nu există încă public pentru astfel de teatru. Da. la noi, dacă zici teatru de păpuși, În Europa avem pentru... teatru de păpuși cu piese pentru adulți. Da, clar. Am mai ales în Franța. mai că și treabă de marketing. Băi, ba? că bași niște marketing. Bă, uite, avem eu o poveste mai cunoscută, da? Avem această poveste și uite, o facem așa cu păpuși și faci un trailer drăguț la povestea uh -huh. asta, cred că ar putea să meargă. Ar putea, da. Da, cineva trebuie să scrie și scenariile. A, cum ți-a fost pandemia? Uh, mi-a fost bine Mi-e și jenă să zic Să știi că nu e singura de aici din cameră <laughs> Mi-a fost bine Am prins o perioadă în care am Studio. stat Acasă uh, Nu mi-a fost greu Să stau și să Citesc non-stop și să mă izolez iar apoi au venit peste mine câteva vești importante și anume Teatru Gong m-a chemat să fac parte din uh, uh, echipa lor, uh -huh. managerul. Uh, și a fost un mare noroc pentru că na, cine te mai angaja atunci la finalul lui 2019. Apoi uh, noi am lucrat la teatru, am făcut uh, câteva spectacole foarte mișto nu se întâmpla nimic în teatru, nu erau spectacole, da? Și am zis, hai să nu stăm degeaba, hai să-mi iau niște colegi de vârsta mea. Uite, eu cânt la pian, colegul respectiv cântă la chitară, știe să facă muzică, aduc eu un text. Cine, place mai vrea să mai cânte? Eu vreau am la cohon, eu vreau la... ce da. Și fiecare ce-a vrut, facem un atelier muzical și apoi... Um... Am venit cu un text pe care l-am adaptat eu, l-am dramatizat, l-am scris, rescris în versuri. Un text german pe care l-am adaptat satului într-un sat din Sibiu. Pentru un sat din Sibiu. Nici nu era foarte greu. Nici nu era foarte greu. Deja începeam să-i cunosc și pe ei. Da, și a ieșit spectacolul Vaca Rosalinda care e, așa, un, un, un spectacol foarte iubit acolo la teatru de către spectatori, care e pentru toată lumea. Uh, am această întrebare. Uh, există această facultate, da? Un ATCU. Da. Uh, dă prea mulți actori uh, pe an, mult mai mulți decât pot să ducă industria de film și teatrele din țară? În toată țara? Da, dar problema nu este a facultății, problema este a industriei și mm -hmm. a faptului că nu se consumă. Sau poate s-ar consuma dacă ar exista mai multe teatre. Ok. Și dacă ar avea și un buget potrivit sectorul cultural. Nu știu da? care e situația prin țară e dar bănescă... cel mai mic. Mm -hmm. Pe care îl are sectorul cultural. Un sector cultural care aduce la rândul lui PIB-ului României, da, în 2018 a fost de 3,6. E ceva ce a putut să aducă. Ințeles. Dar, în continuare, <coughs> bugetul care se alocă acestui sector e mic, foarte, chiar foarte mic față de celelalte țări din Europa. De altfel, lucrătorii în domeniu, la fel din Europa, suntem cei mai puțini în domeniul cultural în România, din în România. Uniunea Europeană. Din Uniunea Europeană, da. Uh -huh. Suntem ultima țară. Ce drăguț. E, atât atâta s-a putut, da. Um, da. Ok, am încheiat acest <laughs> Cred că vreau să mai zic ceva. Da. <laughs> păi așa mi s-a părut. Da, ce -am zis, da. la și mie spus. mi s-a părut. <laughs> e bine, când mi se mai pare din când în când, mai trebuie. Și... Poate să înjur ceva nu. Să știi că ai ce voie. Sunt, da? Ai ce voie. Aici e permis orice. Din toate personajele pe care le-ai jucat până acum, cu care ai empatizat cel mai mult? Ce să un personaj într-o piesă cu care ai empatizat cel mai mult? Este foarte actual asta de care ultimul ți-am vorbit, spectacolul Bibi, unde interpretez un băiat, care urmează să meargă la liceu, pe care, îi, pe care îl cheamă Bibi, pe care îl spune Bibi. În perioada lui Imberbă. M-am și tuns atunci, <laughs> da. -am, am fost am... poză, -am, -am. <laughs> am fost și tunsă. N-am fost tunsă, m-am tuns. Um, pare așa că regizorul a venit cu forfeca. <laughs> nu. Uh, da, m-am tuns și el, acest personaj mi este foarte actual, cu care am empatizat um, destul de mult ce probleme are? cu conflictul lui interior, de ce să merg mai departe, de ce trebuie să fac asta, la ce sunt eu bun, nu cred că sunt bun de ajuns. La doar 13 ani? La doar 13 ani. Văd că de prost eram la 13 ani. <laughs> Multe nu s-au schimbat, dar cu siguranță avem alte avioane în cap, adică... Da, nu știu, eu am citit de curând jurnalul Anei Frank, uh -huh. pe care el l-a scris la 13 ani. Și este uimitor cum putea să gândească, cum a gândit acel copil la vârsta de 13 ani. Cât de organizată era în discurs, cât de bună observatoare era pentru că își observa părinții, sora, cei cu care era închis acolo în casă, familiile de evrei. Și, da, iată, copii la 13 ani. Uite, de asta sunt importante ierarhiile. <laughs> Mă uitam după funduri de feteci. Dar, mă rog, când avem eu 13 ani, lumea părea să fie mult mai regulă decât uh, și când s-a scris acest jurnal și de când acum, așa că... Da, 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 clar, noi am trăit vremurile bune. Păi da. să știi că îmi pun această întrebare adesea în ultima vreme. Mi se pare că lumea asta, de când o știu eu cel puțin, da, și cei mai fi citit și o istorie, mi se pare că a ajuns la un highlight de bunăstare fără precedent în istoria umanității. Mm -hmm. Respectiv din tot ce știm. Și că ni s-a cam urât cu binele. Cam așa ceva. Dar am trăit perioada aia. Eu personal acum am dau seama cât de bine mi era cu câțiva ani, știi? 10, 5 sau mă rog. Dar nu ți se pare că o luăm în jos acum? Uh, ba, îngrijorător, da. Mi se pare că este <coughs> un imperiu care se duce în cap asta cu Occidentul. Și dacă intrăm în discuția asta... Da, nu e deloc încurajator ce se întâmplă. Da. Nici pentru noi, nici pentru viitor sau copiii noștri. Eh, poate că, că suntem încercați să facem dovadă că na, mai merităm. Tu, tu ești optimist? sunt realist și trebuie să am și un puțin optimism pentru că, na, am oareși responsabilități și trebuie să îmi duc de ele și am... uh -huh. ce, ce, dacă nu sunt așa, ce, mă duc la vale cu totul? Nu se face. Trebuie să mai dau unul percut ceva, știi, înainte să, să merite. E, e, când să spun, e ca e, ești, vine leu peste tine și ai un plici de muște în pocnești una. Ce Dumnezeu să faci? Asta trebuie să fie, cred că, cea mai serioasă atitudine pe care poți să o ai în situația dată. Da. Uh, nu mă înțeleg bine cu optimiștii uh, exagerați sau ei care vor cu tot din adinsul să fie optimiști și vor să-și transmită starea de optimism și haideți că o să fie, mai, că o să fie bine. Că o să fie... Da, gândește pozitiv, da. Da, gândește, nu, no, nu, no. <laughs> pe rog, nu. <no. laughs> sau mai era în tipul pandemiei, ai timp să te conectezi cu tine. Ah, oh, când auzeam asta, să te conectezi cu tine... Cum n naiba să mă conectez? Ce, 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 ce să mă conectez? Că îmi imaginam ce se întâmplă în, în, în familiile în care există violență domestică. Despre ce conexiune mai vorbim? Ce să se mai conecteze femeia aia? Mie mi-a plăcut o glumă cinică cu aveți grijă cu cine vă combinați. Era între primul și al doilea lockdown. Aveți, gine... aveți grijă cu cine vă combinați, lăsați pretențiile puțin mai jos că urmează încă șase luni <laughs> de stat în casă cu... <laughs> Persoan. Da, 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 iată. Iată că a fost o problemă. Băi, eu cred că sociologii și uh, psihologii, psihoterapeuții ar avea mult material descris, cred vreo 20 de ani din tot ce s-a întâmplat în perioada asta. Eu m-am uitat la statistici. S-au făcut mai mulți copii, nu s-au făcut mai mulți copii. Ce s-a vândut? Ce a cumpărat lumea? Uh -huh. în toată perioada asta. Interesant. Uite, spre exemplu, o chestie care m-a bucurat, da? Și gândim realist, nu optimist, în afară de hârtie igienică, <gântuia> s-au vândut foarte multe chitări electrice în Occident. Foarte Serios? Da, da, da. În Occident. În Occident, da, pai da, li s-au dat bani neacoperiți că de asta avem inflația acum, nu din mm -hmm. cauza de Putin, cum se spune. Așa, s-au dat bani de la, de la stat. Cât... De la chitările electrice. Nu, nu, nu. S-au dat bani de la stat gratis cât a stat lumea acasă mm -hmm. să nu iasă mm -hmm. cu scandal și să nu iasă cu probleme. Și oamenii au început să-și investească, unii și-au mai făcut un țarc în curte, mă rog, fiecare ce a vrut, dar la capitolul chitării, băi, cât avem de stat? Păi nu se știe, câteva luni, ok, hai să fac și eu ceva să-mi placă și au luat foarte a crescut industria, a crescut vânzările în acel an uh -huh. sau în, 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 în ăștia doi ani. Da, asta a fost o veste foarte îmbucurătoare, cum să spun. Așteptăm a... formațiile acum. Da, Ești ceva să, rezultate să, trebuie să, purgă să fie. Albumele. Băi, lasă-mă că am găsit pe am găsit pe internet. Asta e foarte interesant. Uh, și să, să vezi cum o uh, să se ducă și spre meseria ta. Mm. Uh, am găsit pe internet... Uh, e un canal YouTube care, în care poți să asculti... Uh, cu același sound în niște heavy metal foarte cumplit dug, 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 și cu tot soiul de bridge și cu tot soiul de și a ajuns la nivelul în care are și armonii e, acest canal uh, este conectat la un uh, la o inteligență artificială căruia un băiat i-a băgat niște algoritmi și el generează heavy metal pe bandă rulantă în timp real de câteva luni de zile <fie> uh -huh. uh, ok da deci am ajuns la nivelul ăsta. Imaginează-ți cum o să vină ziua aia în care probabil va trebui să joci cu niște roboți pe scenă care să-ți interpreteze habar n-am uh, Shakespeare. Abia aștept să greșească textul. <laughs> Abia aștept <laughs> să le căutăm și roboți <laughs> Da, e posibil. Da, deci ajuns uh, aici. am văzut acum un clip cu un băiat care, prin mișcare, generează mișcarea pianului, care cântă, în timp ce el dansează. La pian nu stă nimeni. Uh -huh. da? El are niște fire, îmi pare rău, nu știu, sex. Da, da, dar, știu ce spun. Uh, și, prin uh, mișcările pe care le face, care și ele, la rândul lor, sunt interesante, da, dans contemporan, uh, generează o muzică. Am ajuns aici. Iată. Dar noi sperăm un teatru de păpuși și <laughs> în continuare. <laughs> da, cu roboței frumos, cu... Da, iată. Uh -h. Uh -h. Vreau uh, să deschid un subiect. Te rog. Uh, și să mai am și eu vreo câteva cu tine, dar deschid. Uh, pentru că sunt în București. Iată, suntem în București, nu suntem în Sibiu. Să nu creadă, cumva. Să știi că vreau să-mi să fac o comparație în aceste două orașe în care îți duci tu viața. Îmi în facem, facem și comparație imediat. Despre spectacol vreau să vorbesc despre spectacolul de la Teatru de Artă, Fata din Casa Vagon, care este construit din București. Din București, Teatru de Artă din București, care este făcut după un text al Anei Maria Sandu care e de fapt un roman, Fata din casa vagon, în care joc eu și Lorena Sabrauceanu. Uh, și e atât. <laughs> nu, um, este un spectacol care vorbește despre uh, povestea unei familii în anii din România în anii 80. 70-80, despre ce se transmite din bunică în mamă în fică. Despre, genetic. Nu genetic, ci despre poveștile triste sau vese ale ah, vieții destin. noastre. Destinuri. Despre cum, destine. Destine. Destin. despre cum copiii nu destine, destine, despre cum copiii nu așa în conștiința părinților și ce mai moștenesc copiii de la ar trebui să, să văd asta. Ar trebui să vezi, uh, sigur. Uh, și uh, e un subiect uh, pare dur, pentru că vorbim de anii 80 cu decretul anti-avort și despre copiii nedoriți. 68? 68? Da. 66. 66. Da. Bun. Și uh, de creței. De creței mm -hmm. da. Uh, și copiii care sunt crescuți în anii 70, da? Uh, și care sunt nedoriți. Îmi pare un subiect dur. Este un subiect dur, dar el este îmbrăcat așa cât se poate de bine, cum îi stă bine unui text bun, în candoare și umor. Plus că avem muzică foarte frumoasă a anilor 70-80 și așa am descoperit-o pe. mă gândeam acum pe drum, am descoperit-o pe Gigi Marga, de exemplu. Oh. Nu știam. De Gigi Marga. Cânta da. la New York. Cânta la New York și are niște cântece foarte are un album de fapt sau poate chiar mai multe nu știu foarte foarte frumoase. Vreau să te întreb o treabă despre această piesă despre da. care tocmai pe care tocmai o promovăm. Faci știu o legătură foarte importantă la care oamenii mi se pare că nu sunt suficient de atenți. Dacă stai să privești, cel puțin, hai să zicem, de la o vârstă încolo, retroactiv viața ta, comparativă cu a părinților și ce mai știm despre bunicii și străbunicii noștri, s-ar putea să vezi niște linii, înțelegi? Ni niște conexiuni și niște, niște cum să spun, niște puseuri comportamentale. Mm -hmm. Nu știu dacă puseuri e tocmai cuvântul, dar pe acolo. Are așa ceva? Da. Da, 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 sigur. Și tu, ca spectator, dacă vezi din afară, te, te aștepți ca lucrurile alea să se termine odată, da? să nu ducă mai departe un anumit tip de tristețe a vieții, să se oprească undeva acolo și e posibil ca ea să nu se oprească, ca ea să fie generată și mai departe, și mai departe. Acum ne generează eu. Mă gândeam acum că optimismul în general este îngrijorător, de deci ce bine că avem un <laughs> fel de piesă de teatru. Da. Și ce mi se pare mie, mi s-a părut foarte amuzant la acest text, sunt detaliile din atmosfera acelor ani. Sunt foarte importante. Eu da. nu am crescut atunci, sigur, eu am crescut mai încă în anii 90, dar nu sunt departe, nu mi-au fost departe, de prin poveștile părinților mei. Să știi că eu în cartierul în care am crescut, mi se pare, fără să mă înșel, am observat asta într-o zi, s-a schimbat lumina. Lumina copilăriei mele era cu totul alta decât asta de acum. Asta e o poezie. Ce frumos. Adică... Nu, nu știu, mie, nu, nu m-am raportat la ea ca poezie, m-am raportat realmente ca o observație. Uh -huh. Am văzut într-o zi o reflexie de soare într-un bloc și am zis ce, a, ce aducea cu copilăria mea și atunci am avut un declic, zic, bă, asta e lumina aia care, uite, nu mai e acum așa. Am observat asta. Dar, mă rog... Bine, plus că toate lucrurile erau mult mai mari, eu fiind mic, le-am revăzut în star. Eu am rămas uimită de faptul că am crescut la etajul 8, m-am mutat, nu mai stau acolo de mulți ani și acum când mă întorc acolo, nu pot să mă uit în jos de la balconie mi se pare foarte mult. Și nu știu cum am crescut eu acolo și nu n -aveam, n am avut frică niciodată de înălțime. Iată... Știi ce curiozitate? Am tehnică, mm. pentru că la mine nu funcționează neam. Cum Dumnezeu înveți un text? Există niște exerciții de memorie pe care le faci? Există ideea și este multă improvizație pe temă cu mențiunea că știi că trebuie să ai totuși niște fraze pe care trebuie să le punctezi cumva? Um. <laughs> Mai există meseria de suflări? Uh, da, ea mai există. Uh, sigur, nu cred că sunt atât de solicitați ei. Uh, mai ales în teatrele unde lucrez eu, nu. Uh, Ești bună de sindicalist. <laughs> Dar uh, asta cu textul, uh, înțeleg curiozitatea, uh, mă amuză pentru că este cel mai simplu lucru. Este ultimul lucru la care mă gândesc. Ca actor, de, uh, îl înveți lucrând pe el. Îl înveți uh, la repetiții, tu până să te ridici în picioare pe scenă, să faci lucruri fizice, da, stai la masă și ai parte de uh, repetiții, lecturi. Uh -huh. Repetiții, lectură și lucrezi pe text. Și, mă rog, cu cât îl citești mai mult, cu atât. Îl... Și cu cât îl citești mai mult cu atât evident îl înveți. Păi și după rămâne. ce s-a terminat, hai să zicem, s-a terminat o stagiune a unei piese, da? Uh -huh. uh, ți și complet din cap? sau? Da, 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 le uit. Uh -huh. Le uit uh, și le repet, dacă acasă, da. pe stradă, okay. dacă mă vezi vorbind singură, să știi că îmi repet un text. Nu, așa spunem, toți. Dai cu aspiratorul, repeți un text. Doar nu o să dai cu aspiratorul, pur și simplu. Eu îmi dau muzica mai tare, da. Ștergi praful, repeti textul. Da, deci nu, nu folosesc, n-am nevoie de exerciții sau așa. Nu mi s-a întâmplat să uit decât o singură. Ba da, Bă, da, am uitat odată, jucam un spectacol la Teatru Național, Două loturi, de Alexandru Dabija. Și acolo interpretam un rol de țigăncușă, chivuță. Și vorbeam țigănește. sigur că eu știam ce spun. Și am jucat. Exact, am jucat. Giată Dihne, Napa Bun prune, Eu jucam textul, adică îl știam de mulți și, evident, eram foarte sigură. început să-l jucăm din ce în ce mai rar, dar nu îmi făceam eu niciodată probleme de text. Eu care le ziceam și celorlalți ce trebuie să zic. Uh, și fac clase, știi? <laughs> Aia din prima bancă. Da. Și uh, iată-mă la un spectacol, uh, m-am uitat la parteneră și. Blanc. Blanc. Uh, da. Uh, norocul meu era că ea în țigănește nu era supratitrat, tradus într-un fel și atunci am repetat altceva așa, colega s-a prins și aia a fost și de atunci îmi repet textul în nu mai în spectacolul, din păcate dar, da, nu 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 mi s-a întâmplat mi se întâmplă să mai improvizez când mă joc atâta cât se poate cât să nu-mi încurc partenerul E distractiv, ce pot să zic? Știi că una din întrebările pe care voiam să ți le pun este când ai dat-o vreodată de gard. Și a, a fost tocmai mi-ai răspuns la asta? Da, dar n-am dat-o de gard, chiar așa. Cred că așteptai o, o întâmplare din aia. Nu, no, nu știu. Să o dau de gard, așa. Magistral, da. Magistral. Mă mai gândesc. Ok. Mai ai emoții? Da. Mamă, da. Și cum îți gestionez treaba asta? Uite, eu tot întreb lumea care are uh, activitate pe scenă. Mie mi s-a întâmplat uh, în calitatea mea de, hai să zicem, uh, regizor de filme când am mai făcut câte un film, să fiu pe câte o scenă și să trebuiască să... A fost foarte interesant. Întotdeauna era cineva din partea festivalului, se întâmplă la festivalul de filme, care îmi punea câteva întrebări, da? După care trebuia să avem o sesiune de Q&A cu publicul. Uh -huh. Și m-am prins relativ repede că și publicul are, este la fel de emoționat ca mine, motiv pentru care am început să dezvolt skill uh -huh. de Aveam câteva povești pe care le tot repetam în, în timp util. Ce m-a amuzat și mai tare a fost să văd două concerte, nu unul, cu Iggy Pop, care avea aceeași frază de spus și o spunea mereu în ace înainte de piesa aia. Uh -huh. Înțelegi? Și am zis... Asta, a, asta face bine. Stați, mă, că așa funcționează, de fapt. Doamne nu, că nu sunt singurul. Da. Adică eu m-am raportat la mine ca la un mic impostor care pus într-o situație în care eu trebuie să gestionez cu publicul și fiind pe scenă și toată lumea se uită la tine. Adică, băi, și așteaptă... Vorbe înțelepte te mirce, stați un pic, știi? Și a, a trebuit să-mi să inventez treaba asta, dar m-am simțit ca un impostor că am făcut-o. Înțelegi? Uh -huh. um, nu am emoții că sunt în fața unui număr de oameni, sau că sunt pe scenă, sau nu asta mă sperie. Uh, mă sperie imprevizibilitatea teatrului a spectacolului. Deși tu lucrezi, îl repeți, totul rămâne imprevizibil. Te arunci în gol. Sunt mulți oameni, da, care sunt implicați. Sunt mulți oameni care sunt implicați, nu știi ce se poate întâmpla, în sensul că există tot felul de accidente, ele sunt foarte bune de fapt, accidentele de pe scenă, când ți se rupe ochelarii, ți se aia, ți se aia, ți se întâmplă, ți se rupe rochița, ți cade. Ele sunt bune pentru că generează reacții uh, umane, reacții imediate, bune, care uh, țin spectacolul viu. Uh, cred că de asta mi este, de fapt, frică, de a nu ști să reacționezi. Uh, emoțiile trec în momentul în care e pășit pe scenă, Emoțiile, da, se diminuează în timp ce joc. Ai un val de adrenalină? Sau nu știu, nu trebuie cum funcționează. La tine. E mai mult. Eu merg la psiholog, în primul rând, pe chestia asta, pentru că am avut emoții foarte, foarte puternice, în sensul că mi s-a făcut și rău, nu, chiar nu, nu puteam nicicum să... Da, da, da. Ca oh. da. un um, de mare, de sensibil. <laughs> da, cum sunt sigur mult, dar ciudat pentru că pe scenă nu mi s-a întâmplat niciodată ceva rău. Niciodată. Mm -hmm. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu pot să reacționez, nu mi s-a întâmplat niciodată să nu mă bucur. E paradoxal, pentru că în momentul când sunt acolo, este marea bucurie. Până acolo e marea groază. Mai am o întrebare dacă te duci la un concert de rock, de pildă, și hai să zicem că ai o trupă de top care au exerci exercițiul scenei, știi? Și pentru ei niciodată nu este o problemă să interacționeze cu publicul și să ia voie bola energetic. Și acum toată lumea, uh -huh, și uh -huh. suntem cu toții aici și suntem cu toții un nucleu și noi facem asta și avem acest schimb de energie. Cum e la voi? Cum e în lumea asta ta? Cum e la tine? Da, e iarăși un schimb de energie. Mi se pare că muzica uh, e foarte profitabilă. Bineînțeles, în o, asta. o, da. Muzica face deja schimbul de uh, energie. Um, și aici funcționează la fel. Uh, eu dau, mai primesc, uh, mai dau și eu, mai dați și voi. De e greu de gestionat de cu treaba asta cumva. Adică trebuie să ai un exercițiu de gestionat cu asta. Am, am văzut foarte mulți care au devenit addictiv Uh -huh. Realmente, la ca, ca un drog, da. Ca un drog, ei mai fiind la înălțimea actului lor artistic-cultural, dar la cum să încaseze fix. E periculos să devii dependent și să devină asta o măsură uh, cât de mult primești înapoi. Uh, de multe ori, publicul nu reacționează din diferite motive. Sunt alți factori care acționează asupra publicului, uh, factori exteriori. Eu acum vorbesc din experiența teatrului pentru copii, unde e și mai greu. Este un public foarte greu. Copiii și adolescenții sunt un public uh, complicat. Și atunci nu pot să-mi iau ca reper uh, niciodată reacția lor, uh -huh. din păcate dar acum vorbind despre uh, spectacolele pentru adulți uh, nici în zona asta uh, sigur că ei uh, reacționează adulții, sunt, mult mai, sunt prezenți acolo cu tine, dar uneori nu reacționează din diferite motive și Artur nu, nu, nu ar trebui să te iei după asta pentru că altfel riși să riși să ce, să nu mai fac, a, păi lor nu le place păi atunci nu mai ideea e că atâta timp cât îmi place mie se va vedea și se va transmite. Trebuie să ții flacăra aprinsă până, până la sfârșit. E foarte interesant ce spui pentru că lumea în general, sau, mă rog, gura lumii, știi? Gura lumii e foarte importantă. Toată lumea strâmbă din nează aia, gura lumii și nu știu ce, dar de fapt suntem victime și uh, există această, uh, cum îi zice, la persoane ceva mai uh, cunoscute decât mine cel puțin, există acest feedback a ceea ce facem noi în partea asta de radio, de video, nu știu uh -huh. ce, există feedback-ul pe care îl încasezi online. Păi nene, intri pe Facebook, ești ca la în cartea lui Orwell 1984, Ministerul Urii, deci intri acolo și încasezi, băi, bă, stai vântul cuvântul, încasezi atâta căcat uh -huh. și am zis, bă, stai că nu e stai că pot să pun frână la treaba asta și să-mi vadă treburile mele mai departe și if you like it, great, if you don't, fuck you. Dar bănuiesc și cred că aici, asta e o curiozitate de-a mea, fiind pe scenă adesea, da? uh -huh. uh, și în București și în, uh, în, uh, și în, în Sibiu, da. uh, este un număr de oameni care vin mai des la teatru decât ceilalți, știi, după față, și oia sunt comentații. Mm. Cum sunt. E, e acel public care nu vine la. sau vine și la premieră, sau la dar vine înainte, când se repetă rolul pentru ultima da. oară. mai mea, <laughs> Maică -mea e, Mama e cea mai mare comentatoare. Astăzi, parcă n-a fost. Mm. n-ai dat. Da. <laughs> glumesc. Uh, nu, 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 nu mi s-a întâmplat. Uh, bine, uh, două publicuri diferite. Pentru că în Sibiu jucând pentru copii și adolescenți, acolo e posibil să ca ei să vină de mai multe ori. Uh, uh -huh. Ce să faci în Sibiu? <laughs> filatea? Da, sunt comentați, asta zic, bai, n-a Eu... fost bine asta, nu știu, interacționez cu ei, cumva îi auzi. Uh, da, adolescenții și copiii comentează foarte mult. Înțeles, copiii vor fi foarte cinici. Foarte cinici, da. Uh, nu ai uh, reper la, la public. Nu poți să ceri. Uh, Validare. Uite, chestia asta cu validarea. Mm. Când joci în Teatrul pentru Copii și Tineret, uneori îți lipsește validarea. Pentru că adulții, după aceea, te caută, te felicită, te aplaudă, se manifestă astfel. Copiii nu știu să-și să manifeste faptul că le-a plăcut. Ai primit flori în, în backstage? Da, 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 da. Oh, flori Admiratori? Uh, da. <laughs> da. A fost un moment ăsta în care a fost foarte, cum îi spune, foarte rewarding pentru tine? Sau hai să te întreb altfel. Am înțeles ce mi-ai spus mai devreme, că pus în balanță, în momentul de față, parcă a fost mai mult așa decât așa. Dar trebuie să fie avut totuși un highlight sau câteva highlight-uri care să spună bă, merită că m-am apucat de meseria asta, că uite de asta m-am apucat. Da, au fost întotdeauna reprezentații care m-au bucurat vorbesc de reacția publicului pentru că a fost foarte prezent. Mi s-a întâmplat chiar de curând la un spectacol pentru în care am avut o grupă mai multe grupe de adolescenți clasele a 6-7. Tot rezonez cu publicul ăsta. Pentru că lucrez acum destul de mult pentru ei și pentru că e un public care îmi dă mari bătăi de cap. Mari bătăi de cap. Uh, și uh, sunt într-o luptă cu, continuă cu telefoanele lor. Dar putea fi după fiecare după fiecare reprezentație și bătăi de cap trebuie să ieșuiesc ca actori în cârciumă. <râng> Da, nu, la Sibiu, a, atâtea la Sibiu, povești. La Sibiu numai pe cafenele le ținem. <laughs> le mă duc la vin-cafe după s spectacol. Da. De asta s-a și blonzit președintele. <laughs> <laughs> um, și uh, când publicul este foarte prezent, în sensul că reacționează, râde, um, reînvie spectacolul, parcă nici tu nu știai, ba chiar atât de erau niște copii care râdeau, aveau un sunet atât de cristalin, publicul fiind foarte aproape de mine, un sunet atât de cristalin și am zis, bă, la cade de pe scaun deci ăla cadea de pe scaun de râs era o bucurie să joc pentru el apoi liniștea care se lasă în momentele de, în momentele dramatice ale spectacolului liniștea lor liniștea când se termină și nu se știe, aplaudăm, nu aplaudăm sau când mai auzi comentarii partea a doua, ce s-a terminat? Cum se se termină? S-a terminat? De ce s-a terminat? Și atunci îmi zic, ha, da asta e! I-am făcut pofraier I-am făcut și de data asta Cum ți-e Sibiu și cum ți-e Bucureștiul? Diferit. Destul de diferit. E oraș mort ca orice oraș mort de provincie după 8 seara? Sibiul? Nu. Nu este chiar un oraș mort, Sibiul, dar e mai mort, evident, în comparație, cu alte orașe de provincie, ai spune că e, stă bine în viața lui culturală, Uh, pentru că are Teatru Național, uh, are Teatru pentru Copii, are Filarmonică, uh, are de ballet, film. are Festivalul de Film. Uh, eu am fost săptămâna trecută, da, a fost Festivalul de Film uh, Astra Film, Festivalul de. ne mi-au refuzat baltă albă, nu vorbesc. Uh, atunci îmi pare, da, chiar foarte Iam, rău, pentru că. Uh, știu, bănuiesc nu-mi uh, Și uh, Sibiu a fost foarte viu. Foarte. Mă rog. Viu. A fost viu. Cum de altfel e viu și când e festivalul internațional de teatru. Și este atât de multă lume, mai atât de multă lume, că nu poți să ieși. Mai bine nu ieși. <laughs> uh, și există, într-adevăr, și perioadele până la Târgu de Crăciun. <laughs> mă gândesc acum că poate vine Târgu de Crăciun. Până la Târgu de Crăciun, unde, într-adevăr, la 8 seara o să fie un piața mare și nu o să fie nimeni să zic, cu cine beau bere? A, nu știu, cu becurile, cum o să fie. Da. O să fie și în tuneric, exact. Da, Vim în București be... pentru asta, credem I know people, places. Vin <laughs> în București, vin în București pentru oameni. A, Bucureștiul are, nu știu cum mai e în provincie, dar Bucureștiul are această capacitate. Spre exemplu, în pandemia vieții și în lockdown-ul vieții, erau niște oameni cu niște crăciuni unde puteai să te duci stai toată noaptea, se închideau porțile pe dinăuntru, aveau curte interioară. La vita e bela. Deci a fost treaba asta. Plus, s-au reinventat uh, ceea ce eu am trăit foarte mult în adolescență, uh, partiurile de bucătărie. Mm -hmm. cu intimitatea lor, cu alcoolul, cu toate vicile, cu toate discuțiile, cu, da, foarte, mi-era dor și acum le, le consum din plin. Am rămas și fără bandă, cât ce mai pot smuca așa în cârciul meu, oricum, oricum. Nu no ți-au dat ăștia indemnizații? <laughs> A, nu, eu n-am treabă cu statul firea să fie, că nu mă caută decât când vrea să mă vaccineze sau, sau, sau să-ți să Da, exact. Marele, marele, avantajul Sibiului te ajută să te desfășori și în altfel și anume poți să te plimbi. Ești lângă munte, Poți să ieși foarte ușor e foarte da, accesibil Sunt niște sate în... foarte frumoase pe acolo da. E, e, e foarte accesibil Ies cu bicicleta eu Merg mult cu bicicleta Ies cu bicicleta foarte ușor Să merg în rășinări Să mă plimb în fiecare weekend Să merg în Poplaca În Sibiel În Cristian care Sunt satele de acolo de lângă Sibiu Și sunt accesibile, sunt aproape Și nu este... În București îmi lipsește. Trebat. În afară de centru al, al Sibiului, da, este Sibiu un oraș frumos? Mie nu prea mi s-a părut, dacă mă întreb. Dar n-am stat suficient. Da? M-am ajuns în niște locuri, am pe bune, asta e marele Sibiu. Looks like shit. Există, da. Sunt cartierele frumoase ale Sibiului, cum ar fi, de exemplu, cartierul Valea Aurie. Uh -huh. așa se numește. Valea Aurie și, crede-mă, au o vale deci există o vale imensă, e lângă pădurea Dumbrăvii oamenii locuiesc acolo în blocuri, în apartamente unde unde tu vezi, te trezești dimineața și vezi veverițele da? cu star din copaci, așa, frumos și au o vale unde primăvara înfloresc florile galbene de aia se spune Vale Aurie oh, e superb mai există cartierul Gușterița <laughs> se unde se văd gușterițe <laughs> de dimineață <cum> să... Dar <laughs> are o biserică Fortificată Evanghelică, mm. veche Bine întreținută Unde se întâmplă Acum și-au făcut șura culturală Din gușterița, un preot acolo a făcut Șura culturală din gușterița Unde se întâmplă multe activități pentru copii Și este un cartier frumos E pe un deal, de unde poți să vezi Mergi acolo pe dealul ăla De acolo vezi întreg Sibiul sunt în locurile astea că stai în Sibiu și ai răbdare să le descoperi ca și în București, dacă ai răbdare Aici să Aici voiam să dau uh, am încasat din plin filmele domnului Radu Jude și am înțeles viziunea lui despre uh, ce tărg de provincie este Bucureștiul. Uh, am să-l contrazic există niște străduțe atât de frumoase și cu niște case atât de frumoase prin București de nu-ți vine să crezi Unul la mână, doi la mână, o chestie care mi se pare un întreg contrast. Ai de pildă, să spun și unde, și o să dau un exemplu, o dați mai multe. Ai bulevardul care vine Alba Iulia, care vine de la Unirii spre Alba Iulia, da? Uh -huh. E. Dacă ai făcut stânga spre Hala Traian, uh -huh. de pe bulevardul ăla super supermodern, cu multe benzi și cu trotuare late și cu blocurile alea noi, care uh -huh, arată uh -huh. frumos și îngrijit, că ai făcut stânga spre Hala Traian, ai intrat brusc în Mahala. Buf! Dar e o trecere atât de bruscă și sunt multe de astea, care... Păi cumva au farme cu lor. Da. Cine mai observă farmecul lor, în afară de noi, care suntem niște nostalgici? Da, nu cred că e de la nostalgie. Uite, bună întrebare. Nu? Mai sunt utile ele? Eu iubesc foarte mult casele. Foarte mult le iubesc, le, mă uit la ele, le admir. Îmi pare foarte rău pentru patrimoniile care sunt distruse. Uh, Strada dar... plantelor, e o stradă superbă pe undeva prin exact. spate pe la da, serie da, pe da, acolo. Da. Vai ce case uh, astea e, sunt plimbările ce... mele cu bicicleta în București. Și, uh, Dar mă întreb, mai sunt utile pentru generațiile? Băi, uh, se presupune că un loc frumos îți prelungește viața, da, pentru că e o arhitectură mai specială și nu știu ce. Dacă oamenii s-ar ocupa în zona asta mai mult și mă rog. Depinde ce înseamnă arhitectură specială, pentru că sunt unii care admiră mult mai mult un bloc de sticlă în care poți să stai și din care poți să vezi trei oraș sau nu știu, să ai o panoramă nu știu de care. Știi? Uh, uh, Întorcându-mă un pic la... Scu Dacă uh, scoți uh, Nu <laughs> Numai că m-am enervat acum. <laughs> Așa e la roll. <laughs> <R -ul. laughs> <laughs> da. Uh, Întorcându-mă un pic la filmul lui Jude, îți uh, înțeleg, uh, nu știu, critica, uh, dar uh, cred că nu avea sens ca în filmul lui să intre străzile nostalgice. În contextul da, am înțeles, am înțeles, da, am înțeles ce Și de aia, că de aia uh, sunt foarte criticați, bă, dar mai arătați cinema și nouă, ci tot atâtea. Bă, e un deconstructivism și, al, al, cinematografiei românești de după Revoluție, dar la un moment dat obosește, adică după fiecare film de asta încasat îți vine să si, câmpii și stai, frate, că nu e așa, uite că s-a schimbat lumea și că... Nu e chiar cel mai rău loc de pe planeta Bucureștiul, încă, mă rog. Da, nu, nu e. Sau, mă rog, România. Ai capacitatea să ocolești anumite aspecte ale Bucureștiului? Cât ar Bucureștiul are. Da, și mai are o treabă pe care am încasat-o. Eu, eu am o legătură de sânge, eu sunt născut, născut crescut, educat în Sălăjean, dacă mă înțelegi. Da, nu? și eu în Berceni. Pe consoane. Și, <laughs> și Hai busolică, zi Așa, și am, am o legătură de sânge cu orașul ăsta, da? Uh, și uh, n-am putut totuși să nu constat, cel puțin în ultimii ani și până să vină pandemia peste noi și Balșoi Jihadul și toate toate astea care se întâmplă acum, am constatat pe propria piele că bucureștenii sunt nevrotici și mai, mai mult decât atât că eu nu fac excepție am avut un job în cealaltă parte a planetei, vreo 40 de zile am stat undeva în... am fost în Madagascar așa, da, lasă și m-am întors de acolo băi, cred că două săptămâni am stat cu un zen la cap după două săptămâni m-am redescoperit pe mine mergând pe stradă redevenind nevrotic realmente, cu tot soiul de reacții de la lumea din jur și eu reacționând de asemenea, m-am trezit la un semafor, la unirii care, băi, nu pieton, da, nu s-a mai făcea verde odată, eram cu fimea și i-am zis, zic, băi, aș vrea și o să ajung dracului odată aici și să prind semaforul ăsta verde. Am să uit așa la mine, din, dorințele unui bucureștean nevrotic, puf, mi-a tras unul. Și am zis, da, uite așa e, și sunt nevrotici și asta nu știu cum putem să o rezolvăm, dar nu știu dacă la E așa. Asta să zic lumea că e mai nu este pe. o caracteristică a oamenilor din București, nevrotismul. E și o caracteristică a oamenilor din Sibiu. Adică, întâlnesc aceleași lucruri. Îmi pare rău că o să demitizez acum acest oraș superb cu moștenirea lui să se Da, Dar nu facem noi niște filmări ca jude până în pân nasoalele sibiului. Există nasoalele uh, Sibiu. Nu mă simt chiar în siguranță. Nu e un oraș în care să mă simt în siguranță neapărat. Deci locuiesc în centru și există, într-adevăr, oamenii nevrotici ai Sibiul și uh, orașul în ultimii ani din păcate a devenit uh, uh, foarte aglomerat. Am, uh... Și sibienii ar spunea m au venit oltenii peste noi. <laughs> Există, există taximetriști, da? Taximetriștii de, de București. Taximetriștii de Sibiu sunt foarte drăguți. N am înțeles. Da, am zis -o. Acum sper să mă ia, să mă pe tot la gara. Și, și ăștia de la gara sunt cei mai drăguți, de la gara de nord din București. Uh, și ei au tot soiul de, de povești. Am venit de pildă și... A, și se mai întâmplă un fenomen. Există foarte mulți care fac Uber sau ce alte companii, da, îți mai iei pe aplicație cu banii de pe card, și există foarte mulți care fac taximetrie în weekend și sunt veniți din provincie ca să mai fac un ban. Uh -huh. Și funcționează așa. Și m-am suit, plecăm de la un prieten la un moment dat, noaptea pe la două, și m-am suit în taxi, în taxi. Era un tinerel mai mușchet așa, care a avut această primă grijă să se asigure că nu sunt homosexual să-i fac vreo propunere. What? Că eu n-am spus decât pe unde vrem să o luăm ca să ajung acasă, adică nu am avut nicio discuție. După care mi-a explicat el că știe el niște povești pe care le-au spus alții, că au mai pățit-o, că au venit alți taximetriști cu niște interlopi și i-au pus să se dezbrace și să i-a lăsat fără haine și spus, de unde veniți frate cu poveștile astea? Pentru că eu nu le trăiesc, eu n-am zis că nu s-a întâmplat. Și ai zis, băi, nene, zic, uite care e treaba. Ai prins tu, ai trasocat, carte greșită. Mie nu mi s-a întâmplat. Uh -huh. Sau, mă rog, nu știu de asta. Da, știu, Silviu, da? da, dar dacă nu... nu Legende se... de astea... Hmm. Dacă nu, nu ni se întâmplă, nu înseamnă că ele nu există. Hai să fiu răutăcios până la capăt. Ia, până uh, la capăt. Noi nu avem, uh, pentru Clujen de pildă, noi nu avem uh, un nume. Nici pentru banatul care-i fruncea, nu avem un nume. Ei ne spun mitici, da? Există acest complex de provincie? Mie mi s-a întâmplat să ajung la Tif, da? La Cluj. Uh, și pentru că, mă rog, aveam statutul de invitat, lumea să purta frumos cu mine. Dar uh, m-au întrebat unii, de unde sunt, le-am zis că din București, bă-mă, cum meu. Poftim, Mă, ești din București, ce nebunie acolo. Zic, bă, da. Voi vorbiți. Cu cărțurierele voastre de 11 metri. Realmente mi s-a părut prea realist. Știi cum Știi cum, îl arăți cu degetul pe ăla la ca să îmi pară că el e mai rău decât tine. Are Sibiu aceasta cu Bucureștiul? Ca ei sunt Sibiu, înțelegi, Altă... Există o mândrie a lor, mm -hmm. dar nu e adică nu s-a manifestat niciodată față. Există o mândrie sau mai ales, de există foarte mult în zona asta gastronomică, de exemplu când mergi la piață și ea ți vinde brânza din mărginime. Da, păi e brânza din mărginime. Ah, frumos, da, da, știi? Da, da, da. Și devine chiar agresivă cu tine dacă nu accepti că brânza aia din mărginime e foarte bună de și nici, nici nici nu de mai vin, merg nici, nici nu mai vin. pot să mai merg în magazinele cum vrei. Nu vres. spui românului că vinul lui e prost. Nu uh, deci nu există așa un complex față de uh, bucureștean, dar uh, e tipul ăsta de mândrie de care mie îmi place să fac uh, mișto. Uh, și că se duce Armstrong pe. ajunge pe lună, da? Pune steagul și spune celebra frază: un pas mic pentru umanitatea. Uh -huh. <laughs> și să uită, așa scurtează. Priveliștea, Vede un cioban. Tu cum ai ajuns aici? Cu niște brânză de la Sibiu. Da. Ai fost în Portugalia. Știu că ai fost în Portugalia. Doamne, dar chiar am și uitat. Da, știu, știu, știu. Cu e un oraș frumos, lumea e altfel acolo. Un oraș e un loc frumos, lumea e altfel. Am fost în. Uh, Cred Ma că e unul din cel mai uh, din locurile din Europa unde lumea e cumva cel mai pe partii. Am fost în Madeira, uh, care aparține de Portugalia. E o insulă care aparține de Portugalia, dar sunt sigură că uh, deține o cultură diferită. Uh -huh. Și atunci nu sunt sigură. Adică nu pot spune că acum cunosc Portugalia sau uh, cultura portugheză. E ca cum sunt, știi, Cretanii. Da? Mm -hmm. Ei nu se consideră chiar greci, ei spun că scretani, E cam da. același lucru și acolo? nu? Cum și iar de nu se consideră. Ei sunt nemții. Da, da, da. Mă, da, chiar rea sunt gata. Um... No. <laughs> no, deci am fost în Madeira, care e o insulă din Oceanul Atlantic și care a fost, adică e, e impresionantă prin, în primul rând, prin infrastructura pe care o are. Măi, măi, Silviu, măi, vorbim de o insulă care e mai mică ca suprafață decât uh, județul Ilfov. Mai mică. E un munte, de fapt, în, uh, în ocean. Și au atât de multe străzi construite, bine construite, dar până sus, cum nu avem noi îmi pare rău că ajungem la subiectul din astea, dar cum nu avem noi în țară este verde, este bine păstrată, nu are un turism agresiv sunt sătulă de turismul țărilor din Europa cum de altfel în... e, las că nu mai vin rușii acum să se plângă lumea um au un bun există un bun simț al turismului, da, când nu mă aștepți la fiecare colț cu toate căcaturile de magnețele și cănițe și mi le bagi pe gât și îmi ceri bani pentru parcarea nu știu care și uh -huh. um, vinzi cafelele cu de dori mai scumpe și uh, nu știu ce belvedere și nu, 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 nimic, nimic din ce ține zona asta de exploatare. A ieșit în afara Europei. Uh, am fost, dar din păcate eram prea mică ca să pot să descriu obiectiv uh, experiența. Am fost în Iordania, uh -huh. dar aveam 11 ani. Atunci. Uh, eu am fost în părțile astea alte, înspre în vest. Am, a, am ajuns în Africa de vreo două ori și am mai ajuns. Am avut niște cum să spune românește, bulan de joburi, da? Și am mai ajuns cu Antena 1 pentru Exatlon în Republica Dominicană, unde am stat vreo două luni jumate. Mm. Da, mă rog, nu spun asta ca o laudă, că nu vreau să sune ca atare. Spun pentru că am observat odată diferența dintre Europa și restul lumii, este o diferență de la cer la pământ, ca raportare la viață, ca paradigmă, ca ce vrei tu. Și ca om alb, da, și nu e rasist ce spun, ca om alb ești văzut ca o sursă de bani mm -hmm. și ești tratat ca atare, că-ți convine, că nu-ți convine, că serviciile pe care ți le dau sunt de toate felurile că sunt țări sărace și dar faptul că ești în fiecare zi tratat ca un, ca o sursă de bani de orice om cu care interacționezi, băi, este la, la un moment dat, este realmente obositor da dar să revenim și la infrastructură, iubositor... că mi-am amintit. Da, e obositor și la noi, e și în viața mea mi se întâmplă asta când mă duc la piață. Și... piața se negociază, e ok, mai nu vorbești cu tanti, mai iei pulsul, te duci la o borsă, dacă vrei să iei pulsul. Măi, dar să-mi ceară pe celina de... direct 5 lei, deja știi, am, a, înțeleg că mă vezi că sunt cu fața da, asta da, da, inocentă și pare că... Exact asta, exact problema asta am avut-o eu în țările astea, că li se părea că am față de prost. Deci, uh -huh. dă-o colă de treabă, că nu... Sau poate lor nu se că e față de prost, poate lor că știi, poate noi zicem că... Da, eu știu. Versus că vorbei de infrastructură mai da, devreme, da. când am ajuns în Republica Dominicană, în Santo Domingo, și am ieșit de în aeroport, a trebuit să ajung... Aeroportul e undeva... Santo Domingo e undeva mai în sud și în nord, aveam eu treabă. Uh, și uh, o vreme am mers pe autostradă. Uh -huh. Aveau autostradă cu șase benzi pe sens. Înțelegi? Nu e o țară bogată. Ex există. Și -s -s cu probleme. Acum sunt probleme în Haiti, care sunt vecinii lor, da, sunt probleme da, da, grave. Da, 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 da. Nu e o țară cu bani. Băi, șase benzi pe sens, aia în pizi Pă... Da. da. Uh, foarte caracteristic, uh, foarte caracteristic uh, aceste insule, Madeira, sunt uh, levadele. Uh, Ce uh, Levadele sunt uh, niște canale de irigație foarte scunde și lungi, care pornesc din vârful muntelui până jos, prin care uh, locuitorii își irigă livezile, grădinile uh -huh. și așa. Iar de-a lungul acestor levade se pot face uh, plimbări, uh, turiștii pot face plimbări. Și uh, așa poți să străbați cât mai mult din uh, insulă. E uh. foarte frumos. Vinuri, mâncăruri bune? Mâncare nu. N-am tras uh, cartea. Pește, cred că mult pește. <laughs> mult pește, dar uh, nu. Nu așa cum mă așteptam eu să fie gătit. sau uh -huh. uh, Nu, n-am tras cartea câștigătoare aici. Nici alcool? Uh, vinul lor, care e. Uh, vinul lor din Madeira, nu știu are seamănă cu vinul de porto, ceva. E mult. Uh, e o chestie diferită. A fost pentru prima oară uh, când eu am gustat așa ceva și uh, care se bea, e un vin care se bea cu apă minerală, neapărat. Asta e păcat la Dumnezeu să pui apă în vin. Elaini. Am aflat de la băuturi <laughs> serios de vin, băi, nu mai face asta <laughs> și la, am, am două categorii de băutori de vin, am bă băutorii de vin uh, care nu sunt prea preocupați de uh, relațiile lor pe verticală cu Dumnezeu. Da. Ci de vin și am și băutorii de vin care mai au puseuri pe verticală, da? Au tot soiul de... E, deci care sunt în Amândoi îmi spun, nu pui apă în vin. Hmm. Punct. Dacă ai o discuție, stai la o discuție lungă, mai ai niște apă ca să meargă Separat. Da. Băi, mersi mult că ai venit. Uh, și eu, și eu mulțumesc, și uh, mă bucur, și îmi place aici. Um, și bună cafea. Uh, normal, am făcut-o eu. Uf, și nu e cea mai bună, se putea și mai bine atât, dar ok. Mai spune-mi o dată despre piesele care urmează, urmează, pe care vrei să le promovezi. Uh, spectacolul Fata din Casa Vagon de la Teatrul de Artă din București, care se joacă în București. Unde este Teatrul de Artă? Lângă piața Sfântul Ștefan. Ok. Sau izvorul rece. Mhm. Mm mm -hmm. Știu ce spui. Are, 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 are un, teatru... un R invers. Un teatru ce? sau. Are, are o literă invers. Uh, da, da, da. da, da. Râu care... ca la Aba, așa, uh, uh. Este un teatru primitor. Am fost acolo. Am de... niște exact. mm -hmm. uh, mie mi văzut. Uh, mie îmi plac destul de mult uh, genul ăsta de spații când teatru nu e cu canapelele roșii și cu doamnele. Nu, de Să nu fie de teatru pentru de burghezie. Nu e un teatru pentru burghezie, e un teatru cu uh, subiecte actuale pentru și toată lumea. Pe mine mă amuză acest aspect și e foarte interesant că ai punctat asta. Să spun de ce. Uh, Teatrul în general este de stânga. La fel și bluzul, da? Bluzul este de stânga bumbacul, treburi, înțelegi? Uh -huh. Care trebuie să curgă pe vine ca să ia cordul ăla și să, să se simtă vaibolată, ăla. Așa. Dar consumatorii Aici vorbesc urât capitalist, da? Consumatorii de blu sau consumatorii de teatru, noi sunt toți niște mici burghezi și întotdeauna e un contrast. Și, de, spui, da, nu e pentru canapele, e pentru stai pe un scaun de cât și nici nu e scenă acolo. Dacă nu e pur și simplu în față ți se întâmplă. Mm -hmm. se întâmplă acolo da, tine. Ceea ce e alt. Uh, da, iată, în ultimii ani uh, teatru s-a dezvoltat și în zona asta de. Mai aproape, nu știu. Teatru Independent, de fapt, a venit cu treaba asta, odată cu Teatru Luni de la Green Hours, uh -huh, uh -huh. Cred că ei au fost primii, probabil. pe Sau aici Teatru Podu, cred că s-a mai întâmplat. Podu, mă rog, uh -huh. în zona asta. Și care au dezvoltat acest tip de spectacol. Deci, da, în București at atâta mai joc la Teatru de Artă, fata din Casa Vagon. Și restul pentru Sibiu, veniți la Teatru Gong și acolo să le vedeți. Uh, cred că pot chestia să se vede în mai multe locuri decât în București, așa că. În nu Sibiu, să uh, <gript> uh, Bibi de Mihaela Mihailov, Radu Apostol, Micul Print, uh, regizat de Bobi Pricop, uh, Vaca Rozalinda, uh, regie comună. Hai de muncă. Hai de muncă. Da. Da, am, am, acolo am. Mersi mult că ai venit. Și eu, și eu mulțumesc. Pa, pa, să răbună, hai, subscribe, everybody, că am fost simpatici în seara asta. Silviu Montano și prietenii săi. Podcast, nu futilități.